Cronos autodevorându-se O carte de amintire a unuia dintre cei mai puternici oameni din anii de domnie ai lui Nicolae Ceaușescu pe care ar trebui să o citească atât nostalgicii epocii de aur cât și cei care urăsc sincer socialismul Cartea lui Popescu, poreclit de cei care știau că de la el pornea în comunism expresia la început a fost cuvântul a condus din 1971 Consiliul Culturii și Educației Socialiste. Instituția, cu nume la fel de inspirat precum coafurile cu coc ale prim secretarilor din eră, într-adevăr era stăpânul absolut asupra oricărui cuvânt tipărit, rostit pe o scenă, filmat sau peste orice daltă dată de sculptor unei pietre și tușă de culoare pusă de orice pictor pe pânză. Mulți susțin că după 1971, când Ceaușescu a vrut să pornească o campanie deșănțată de autoadulare, Dumitru Popescu a fost artizanul celui mai ostentativ cult al personalității din istoria României. Povestea din fragmentul selectat astăzi de noi este legată de motivul mazilirii lui Cornel Burtică de la conducerea Uniunii Tineretului Comunist. Popescu susține că unul dintre motive ar fi fost că Burtică plimba vorba. Una dintre vorbele purtate ar fi fost că mai bine vă citesc fragmentul mi-e rușine să vă spun eu direct. Acum prin mine vorbește Popescu Dumnezeu. Mie mi-a dezvăluit, de pildă, un secret care m-a lăsat mut și mi-a luat piuitul, cum se spune, făcându-mă să-l ascult și cu ochii. Era atât de senzațional încât m-am străduit să-l uit pe loc pentru a nu fi tentat să-l propag mai departe și aproape l-am uitat. Până ce am ajuns la acest paragraf, când am stat mult în cumpănă dacă să-l încredințez sau nu tiparului. Dar întrucât aparține celor eternomenești și poate arunca o lumină insolită asupra ciudatei relații dintre cei doi ceaușești, mi-am luat inima în dinți. Potrivit celor auzite, Nicolae Ceaușescu nu apucase să cunoască femeia în scurta lui tinerețe de om liber, iar în închisoare, printre deținuții politici riguroși moral, dar dacă nu chiar ascetici, ar fi primit botezul focului în amorul intermasculin. Fără să vreau, am făcut legătura cu o intervenție a lui Nicolae Ceaușescu în secretariat cu ocazia aprobării constituirii noilor cămine studențești. Ministerul Învățământului propunea creșterea numărului camerelor cu două paturi, ca un pas înainte pe calea confortului, dar secretarul general s-a opus net calificând aceasta o gravă eroare, statuând că nici să nu mai existe în rețeaua căminelor camere cu mai puțin de trei paturi. I-am înțeles logica și am găsit-o întemeiată, dar m-a surprins severitatea ieșită din comuna intervenției, probabil spontană, necontrolată. După aflarea secretului de la Cornel Burtică, mi-am explicat sentențiozitatea lui aspră, aproape imputativă, la adresa pedagogilor neatenți, lipsiți de prevedere. Senzaționalul decurgea din această stare de fapt, probabil nu una de excepție și nu de natură să facă obiectul curiozității amatorilor de indiscreții. Rezulta însă că Elena Ceaușescu a fost cea care, la eliberare, cu răbdare, înțelegere și tandrețe, a reușit să-l dezbare pe tânărul revoluționar de obiceiul deprins în tenebrele închisorii, făcând să se întoarcă definitiv la deliciile amorului heterosexual. Și deși emoționantă, originala idilă n-ar fi fost încă suficient de semnificativă în absența poantei de un sentimentalist dramatic. Nicolae Ceaușescu nu s-a mai putut apropia niciodată de altă femeie în afara ocrotitoarei mentore de care a devenit dependent. Nu bag mâna în foc pentru autenticitatea deplină și totală a acestei versiuni, dar dacă măcar o parte este valabilă, ea poate oferi o explicație anomaliei papucului în matrimoniul unui om atât de impulsiv, autoritar și critic, inclusiv față de membrii familiei. Asasinii de la Târgoviște le-au oferit celor doi, în opacitatea lor, o apoteoză a iubirii exclusive de o viață, în care o mare personalitate masculină și-a strivit propriul instinct de conservare și și-a sacrificat reputația. Acum trebuie să vă spun că Fragmentul din cartea lui Dumitru Popescu Dumnezeu face referire la câteva episoade din istoria comuniștilor din țara noastră care pot fi atestate documentar. Într-1935-1944, la Doftana, închisoarea transformată apoi într-un sanctuar al ilegaliștilor, au ajuns acolo mulți militanți comuniști, printre ei și Nicolae Ceaușescu. Perioada petrecută de el în spatele gratilor devenise, în anii în care a condus Republica Socialistă România, un element important în fanfara cultului propriei personalități. Semne de întrebare privind relații intermasculine, cum le numește Dumnezeul Culturii și Educației Socialiste, au apărut încă din primii ani ai comunismului. A fost înființată chiar și o comisie specială de anchetă, formată din Gheorghe Gheorghiu Dej, Kivu Stoica și Dimitar Ganev, care au cercetat relațiile homosexuale întreținute de unul dintre veteranii socialismului, Șmil Markovici, cu tovară și mai tineri, mai lipsiți de experiență revoluționară și de viață. Printre cei vizați de anchetă se număra și un ucenic de cizmar care avea să ajungă cel mai puternic om din țară și care avea să nu ierte pe niciunul dintre cei care i-au scormonit prin biografie. Cornel Burtic a scăpat ușor cu o mazilire de fațadă, cei implicați în anchetă nu au apucat niciunul să povestească dacă și ce au văzut la Doftana. Vă mulțumesc de răbdare!